Ăsta e deplumatorul cu care dăm penele jos. Și noi suntem împotriva torturii și a chinuitul animalului fără rost, dar carnea e bună. Și într-adevăr e mai dificil a mânca din carnea pe care ți-o culegi din grădină, pentru că trebuie să o sacrifici. Aia care vine ambalată frumos în... care vine ambalată în caserolă, ar fi de acolo crescut. Diferența e că acea carne care vine în caserolă crește în 2 săptămâni sau ce știu în câte zile. Și nu e a fel de sănătoasă ca și asta pe care creștem noi treptat. Are alt gust, altă calitate și alt preț. Bună ziua! Astăzi vom recolta carnea de pui. Pui ăștia sunt la noi le vreo 2 luni și după cum vedeți, e foarte mult noroi la noi, dar suntem hotărâți să sacrificăm astăzi câțiva pui. Cu ocazia asta o să vă arătăm și vouă tehnica și metoda pe care noi o folosim. Din păcate, trebuie să mai moară cât un animal. Ca să avem noi ce mânca. Nu sunteți în temă cu procesul ăsta de sacrificare a animalelor. Ne pare rău pentru dumneavoastră, dar mai mâncăm și un pic de carne. Ne aduci ligheanul? Ne aduci ligheanul? Care cât ai vrut tu să te faci mare. Și acum... Plus papa. Acum te pupăm, te-am pupat când îi fiind blid. Nu ce face cu tine. Că nu avem, nu ne trebuie atâtea animale de companie. Că n-ai știut ce se întâmplă, dar tot plăcut să mănânc și uite că... Uite-te că și nouă o să ne placă să mâncăm carne. Mai sunt oameni foarte entuziaști care sunt împotriva sacrificării animalelor. Da. Ăsta e deplumatorul cu care dăm penele jos de pe găini. Avem un întrerupător cu care pornim motorul din cutia asta. E un motor simplu de mașină de spălat. Cu o curea. Folia de pe motor duce pe o roată mare. Care învârte roata de jos. Cel mai important aspect sunt aceste degete de silicon, care în momentul în care sunt ude, le udăm în prealabil, băgăm puiul în apă fiartă, opărim puiul, după care pornim mașina, dăm drumul la apă, stropim roată în degetele de silicon,
Tăiem picioarele la pui și dăm drumul înăuntru. Labele. Labele. Procesul de deplumare, adică puiul stă înăuntru aproximativ 20 de secunde. Imaginați-vă cât de mult ne ajută treaba asta. Și o să vedeți imediat că în 20 de secunde un pui de aproximativ 4-5 kg își lasă penele acolo, care pleacă prin gaura aia și vor ajunge direct în sac. Imediat. În felul ăsta avem un proces curat. Și rapid și eficient de deplumare a puiilor. Nu-ți mai pui aia de tare bine. Nu mai pun acum. Am pune tu. Dă-i drumul la motor. Stai că apa. Aplică. Cât a fost? Nu-l lăsăm prea mult să nu se rupă pielea de pe pui, că apoi... Aici trebuie ajutat un pic, dar apa face restul de treabă. Puțin mai rămâne, foarte puțin pe el. Deci deplumatorul ăsta face treabă bună. Să ia picioarele din cale, să duc așa un pic mai încolo, dacă stau bine, dacă nu, încercăm să le evităm. Prima dată scot pipota. Îmi bag mâna după inima, care e destul de adânc. Am ieșit și asta. Stai să mă spăl, că m-am dus aici. Ficat-o. Trebuie grijă să nu se spargă fiara. Aici e fiara. Tăiem pe lângă ea. Îl spălăm. Vi cam însângerată treaba. Restul se aruncă. Se șterge. Fie curat. Gata, mami. Deci zici că s-a mâncat bine astăzi? Da, un pic. Dă-i un pic la interior. Da, peste tot.
Deci mai e un pic de mână, două, un minut, două, că au rămas cât un pic de panucă. Să mai zdruncine cât un pic puiuțul pe la aripioare. Nu e mare lucru. În schimb, rezultatul și rapiditatea de procesare e un mare avantaj cu deplumatorul. Cât am început la 12, așa? Da. 10 pui în 2 ore. 2 ore? Mhm. Ah, e nou. Schimbă pielea? Nu schimbă pielea, nu șarpe. Piele ce cade jos după ce l-o opărat. Mhm. Nu am golit-o încă. Asta e gata? Da, da. Tu dai tot? Da. Frumos. Mai aveți tripota de desfăcut. Pui scata de plecare. Deci îmi le pui în copacașul. Bine. Cu 800. Și cu